بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتا 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 دع بتمن. Salutare și bine ai venit la un nou episod. Și da, am făcut ceea ce scrie în titlu. Am făcut ceea ce scrie în titlu. Mid or prime icon player pick. Multe carduri au pierit pentru a face acest SBC. Vreau să reamintesc doar câțiva dintre ei. What If Lemelu, Ter Stegen, Robin Moment, Nabri Frizi, Handanovic Roșu de 89, Lukaku Halloween, Mane, Hazard și încă foarte mulți untradeable pe care îi aveam în club și am scăpat de ei. Hai să vedem. Dăm claim. Avem și patru pachete. Din păcate n-o să ne lase întâi să deschidem pachetele și după aceea player pick-ul. Am nevoie de ceva bun. Și apăs. Te rog, nu mă dezamăgi. După ce s-a întâmplat în 85 plusul ăla, rupem gura târgului. Sanchez, Makelele și Owen. Păi, dar zici că mă cunoaște. Toți trei, trei star skill moves. Habar nu am, trebuie să sun un prieten. Am nevoie de tine, Sebicule, pentru un sfat. Un sfat prietenesc sau bătrânesc? Bătrânesc. Bătrânesc? Alea, mă percep cel mai bine. Ce Dumnezeu mami măsi să aleg aici? Ai de morții mei. Toți trei stat skill moves. Ouna la sigur nu zic de acum. Deci o indică. Ai cât de mână? Da, ai pe Marquinhos, da. Și Jones. Ce înălțime are Machelele? 5-9. Ce înseamnă 5-9? 1-75. Hai de pula mea, nicio șansă să nu joci că bă. Nu, păi că... să joci că bă. Că bă joacă Marquinhos în 5-2-3-1. Și rămâne Jones cât de mână și ăsta... Rashford las cât mână dacă are urcă. Sanchez, 92, aia mă gândeam și eu, high rated. Da, Sanchez pe super sub. Trist, bă, trist. Spune, pune la cameră. Salutare. Ei, după cum ați auzit, după o lungă prelegere a lui Sebi, mă duc pe Sanchez ca altceva. N-am ce să fac. Chiar nu am ce să fac. Asta este iconul din mid or prime icon pick. Asta ne e norocul. Hai să deschidem și cele patru pachetele. Important e că n-am dat bani și nu mă poate supăra acest lucru. N-am dat absolut niciun ban. Am dat carduri pe care nu le foloseam din club. Treacă, meargă, fie bine. Începem cu un Szoboszlai, un 75 din pachetele de SBC-uri pentru Icon. Păi n-am mai făcut de mult un SBC pentru Icon, ca să fiu sincer. Care na, să-mi consume din resurse și așa mai departe. Icon swap-urile nu se pun. Mergem mai departe, dăm de un Da Costa de 78. Mare jucător. Rupem pe final cu un small, rar, mixed player pack. De aici să vezi mare ocaut, Mbappé. Am rupt și aici. Ne oprim... aici nu avem board, bineînțeles. Avem pe Mignolet. Și ultimul pachet, minunatul pachet de la Icon. Nu este ocaut. Clar, ne-au salvat aceste patru pachete, toate. Ne-au salvat de la NEC. Da, sunt supărat. Am văzut totuși că la alții le-au picat și mai rău. Sunt supărat puțin. Speram să fie momentul de improvement și de boom al echipei, dar aia e, ne mulțumim cu ce avem. Haideți să vedem totuși o secundă și cum arată echipa în momentul acesta. Avem aici pe stânga, putem lua pe Mengi, care ne-a picat și e untradeable acum. În afară de Mbappé, totul este untradeable în momentul ăsta la echipă. Din păcate, Mane ne-a părăsit. Thompson,
Anunga. Ne-a părăsit și Toshiba. Și hai să vedem ce ne-a mai rămas în club. Ce super sub putem să băgăm. Avem Sanchez, super sub. Mai avem Rooney, super sub. Bineînțeles Bergkamp, nu putem să uităm de el. A slujit foarte mult și foarte bine acestei echipe. Mai putem să luăm de pe aici Insigne cu siguranță ca super sub. Avem Corea și atât. Astea sunt cele mai bune carduri. Bine, Kunde, mai avem carduri în club, nu ne putem plânge. Și avem un Sanchez de 92. High medium, bine pe agility, bine pe balance. Păcat mă de el dacă are 3 star skill moves. Păcat că era foarte, foarte bun. Ar fi fost foarte, foarte bun. Gândiți-vă că ar fi putut să intre aici, în locul lui Rashford. Curtic ar fi trecut aici. Aici pe CDM îl băgam pe Sanchez. Ar fi făcut, ar fi rămas asta în 10 și atunci aș fi putut să joc cu Alisson, nu cu Van der Sar. Este o idee și asta. Însă cât de mare e diferența între... Păi, mare diferență la shooting între ei, de aproape 10 unități, ceea ce ar putea să fie un factor de înlocuire. Ne mai gândim. Cam asta a fost și cu episodul pe astăzi, cam asta a fost și cu Icon picul. Hai că nu atât de... Nu e atât de greu, nu e atât de nașpa, nu e atât de negru dracu cum se vrea. E bine. Avem un Sanchez cu 92 pace și 93 shooting. Ei bine, dacă îl jucăm CM, parcă nici n-ai nevoie de 4 stele. Parcă joc din nou cu SN, doar că ăsta nu se apără. Până data viitoare, apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut acest video. Dați un share să vadă și alți oameni acest video, să vadă ce am prins la Icon. Mă puteți găsi și pe Instagram. Mergeți acolo și dați un follow să facem 1200 de subscriberi. Iar până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao! Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen.